se face curățenie maximă la Wingman în global. Nu știu de ce. Mamă, s-a tras circuleț. Da, mi-am spălat păcatele aici. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Hello? Microfon ceva? Hello? Hello? Salut? Hello! Oh, hi! How are you, bro? Am înțeles! Stăm cu mute-ul pornit. Foarte frumos! Foarte frumos! Se circ pe voice chat, domnul Euro. Nice! Bine ai venit la un nou episod de Wingman Road to Global și în care este posibil să dăm și rank up, așa că vă invit să apăsați tare rău de tot butonul de like și să salutați algoritmul jos în comentarii cu un predict pentru meciul ăsta. Se rank up sau nu se rank up? Ce spuneți? Hai să o lărim și noi aici, 1v1 ăsta. Asta, zic frumos, era low omul nostru. Eu nu știam, pentru că m-am pus pe mute că al meu a început să circ, știți ce zic? Cred că suntem cu toți obișnuiți de circul de la short matchmaking, long matchmaking și wingman și orice de fapt pe CSGO, că mereu începe cineva și face circ pe voce, da, na, asta este, se mai întâmplă. How, salut, purple, mamă, mamă, let's go! Nu știu ce, am așa un feeling că ăsta o să fie un pic easy match, dar acum nu vreau să cobesc și după aia să how, să nu se întâmple nimic. După cum vedeți, suntem fără edite plecată, jucăm solo queue și oricum trebuie să ajung din urmă cu rank-ul, așa că nu e panică, pentru că, na, din cauza ei am scăzut în DMG, adică nu din cauza ei, da, cu ea un match, cu ea, how, puțin mai mult troll decât trebuie, pe live s-a întâmplat și mie la final mi-a dat de rank-ul, ei nu, dar mie, ha, a avut ceva cu mine. Salut? 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 Mamă, nade-ul ăla. Salut! Unde? Ai, Galil, no, nici nu-l iau. Am crezut că are acamă. Mamă, dacă se ducea nade-ul unde trebuie. Și era să iau tech-ta, eu am deagle pe mine. Aruncam deagle-ul pentru tech. Bine că nu s-a întâmplat catastrofa. Mamă, are al meu două steluțe, eu doar una nu-mi place. Trebuie să dăm molly pe short. Mergem tare peste ei. Foarte frumos. Poate să vină înapoi. Sau poate să fie prin library. Prin alea. Deja site? Nu e. Da, știți ce zic? Mă bag eu ușurelu către lung și să-l surprind eu să house, să nu se aștepte, da? Ia uite, ce faci, bro? Stau pe spate, mamă, cu stătea așa pe semi-bordură, semi-perete, se uita în sus. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Take it, ușor, avem 4-0 și sunt prea entuziasmat și o să dau drop la un flash ca să-mi iau direct focul, să le dăm cu focul. Un glonț aici. Opa. One house. Salut, bro. Tu ești aici. Mamă, s-a tras circuleț. Da, mi-am spălat păcatele aici. Numai poziții de-astea îi găsesc, mă, pe ăștia. Numai poziții de-astea bune de thumbnail, știți ce zic? Mereu, de la o perioadă, numai așa îi găsesc pe jos. Take it ușor. Opa, dăm și noi un flash cadou și ne luăm... Mamă, am uitat că e... Mamă, e... E mic rău de tot bison-ul aici. Aha. 1v2. Unu casă. Mamă, cum a ieșit Eremielo. Take it ușor, bine, da. Și armeu, dacă rămânea în viață, era ceva, dar n-a fost să fie. Se joacă, ia uite-l, cu magul, cu how. El e pe filmul lui, mă, domnul Yellow. Bine că nu joacă ăștia prea tare adversarii, că altfel... Mamă! Mamă, să mai stați pe mid așa că mie îmi place, o, că stați pe mid cu spatele la mine, mamă, și cel mai fericit. Ia, și-a dat upgrade la AK.
take it ușor. Și full utilități așa, how. Mamă, asta vezi că am și eu de asta. Mamă, am cu carambit, cu nu, cu butterfly. Hopa. Salut. Am boiler. Aha. Salut, bro! Ce faci? Mi-a bipăit senzorul de parcare pe spate. A zis, bă, bip, casă, bip, casă. Și mi s-a făcut cu roșu pe ecran, dar nu se vede pe filmare, că asta zic, că insertul e apăsat de două ore. Dacă apăsam doar o dată, se vedea și pe video. Îmi pare rău, asta este. Șicăm și noi cu senzori, cu toate cele, că tehnologie 2023, alea, hai să... Yellow, asta zic. Yellow, te bagi pe lung, este ca să arunci runda. Frumos. Foarte mamă, dar nu vroia. Nu vroia deloc să intre. 12-01. L-avem pe scoruleț. Ce faci, mă, Yellow, mă? Vii să te asiguri, mă? Să te asiguri că am făcut fragul. Mai tragi și tu în el când e la pământ. Ce faci? Ce? Mamă. Hai să băgăm Mactenul ăla și vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage și codul Amflash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim. Yellow a scos-o. 3 capete, i-am dat 4 capete. Oh, da. Mamă, cum a fost meciul ăsta. Hai să vedem dacă vine ranka pe ăla, că avem din spate, fiți atenți. 2 egaluri, 2 win-uri, încă un win, încă un egal și win-ul ăsta. Și ce a mai fost în spate și nu mai țin minte ce a mai fost. Vai de capul meu, versus DMG, exact ca la... ca la ultimul meci pe care l-am avut. Adică un circ total meciul ăsta. Foarte frumos. Îmi place sistemul de de-ranking. Funcționează foarte bine. Sistem de ranking, nu știu când o să avem. Poate când se lansează oficial CS2 în vară. Habar nu am. Dar efectiv se face curățenie maximă la Wingman în global. Nu știu de ce, dar se face, după cum puteți să vedeți. Nu mai ia nimeni rank up. Nu știu, a luat cineva rank up în ultima perioadă? Spuneți-mi în comentarii, chiar vreau să știu. Dar toți oamenii cu care am vorbit au dat de rank peste de rank, peste de rank, peste de rank. Și gândiți-vă că eu mă jucam la global și făceam fața la global, adică nu era ca și cum, how, mă jucam la global boostat sau ceva de genul ăsta, făceam un frag pe meci, mă plimbam prin bază și chestii de astea. Știți, episoadele pe care le-am tot avut pe la global și suprem și așa mai departe. Ceva s-a schimbat, au făcut ei o schimbare, vor să bage pe toată lumea în silver, nu știu ce vor să facă, să facă. Ce era să zic să face cei de la Valve, vor să facă ceva. Ne bagă în silver pe toți și ăsta e planul lor secret și ascuns și mam. O zic că mai bună, meciul mai bune. Eu am fost Flash. Pa.